Dar este luat mot a mot, a fost prezentat mot a mot, că Maria a fost virgină, fecioară, nu știu ce. Dar nu asta vrea să însemne ideea de fecioara Maria. Pentru că Maria, într-adevăr, a fost proiecția fecioarei pe pământ, la momentul respectiv, fiindcă nu mai a putea fi veselul, nu mai a putea fi, cum se cheamă în română, am zis în engleză, dar nu vine în română, suportul pentru a susține sarcina prin care se întrupa Iisus. Dar această fecioară este din sfera a doua. De cele trei cercuri vorbeam mai înainte cu Melchizedec. Ei, e din al doilea cerc. Fecioara este cea care este șeful celui de-al doilea cerc, ca să zicem așa. Și de-aia se spune că este șefa îngerilor, că este a oștirilor cerului, nu știu ce. Se mai spune, în anumite faze mai au zis chestia asta. Păi din cauza asta, pentru că ea este cea mai mare entitate guvernatoare a celui de-al doilea cerc. Și este denumită ca fecioară în texte antice, inclusiv apocrife, în care se numește că acel cerc este condus de fecioară. Care fecioară are mai multe proiecții și deja intrăm într-o discuție pe care o să o mai discutăm în cadrul cursului. Cu fecioarele, cât mai multe. Așa. Mai departe, că nu terminăm. Curs. Ce curs am mai făcut noi? De meditație, tehnici de procedee, de relaxare, asta v-am dat niște metode și niște tipuri de a ieși în astral. Nu cred că e cazul să aprofundăm, decât dacă vreți să mă întrebați ceva despre asta. Meditațiile au fost meditații, pur și simplu cele ghidate. Nu cred că e ceva de lămurit în plus. A, dacă aveți întrebări legate de cum se meditează, dacă aveți ceva despre ideea asta să vorbim, să-mi spuneți. Mă întrebați și vorbim. Vă mai explic. Dar vreau eu să vă spun ceva până una alta legat de meditație. Nu încercați să vă opriți mintea. Chiar de curând am văzut o prostie iar postată pe Facebook de la unii care au înființat și un centru și sunt ei mari. Mă, în fine, nu vreau să arunc cu noroi că știi după aia ce bă, dar aruncă cu noroi că nu mai ai deșteaptă. Bă, nu, nu mai ai deșteaptă, dar anumite chestii sunt prea flagrante așa. Și iar cu conceptul ăsta nebunitor pentru mine de să-ți oprești mintea. Iubire, compasiune. Oprește-ți tot, închideți tot, deschideți aici, oprește-ți aici. Domne, nu așa. Nu, dacă îți închizi mintea și îți deschizi inima, ești, deci ai terminat. Ești bolnav de nervi și de posibil și cu schizofrenie în câțiva ani, dacă faci sportul ăsta și ești determinat. Deci nu așa. Nu mai zic că devii de baterie pentru toți nefericiții care trag lumină de la tine, că tu ai inima deschisă, uite așa și capul închis, uite așa. Deci trebuie să-ți mai folosiți și mintea asta, că nu-i dată așa de pomană. Dacă nu ne-ar trebui mintea, am fi și noi ca niște câini, nu? Și ca orice fel de târătoare care este mamiferă sau nu, dar care are scăpărări de emoție. Pentru că inima este corpul emoțional, de fapt. Proiecția corpului emoțional este inima. Și dacă am avea nevoie doar de inimă, n-am mai fi avut creier. Nu vi se pare logic. Nu ne-ar mai fi trebuit. Sau am fi avut un creier atât de puțin dezvoltat încât doar așa să știm și noi, să mergem pe stradă, să n-am fi avut artă, cultură, n-am fi avut imaginație, n-am fi avut câte n-am fi avut. Dacă ne trebuia un creier cât îi trebuie unui câine. Că și câinele are creier, nu-i așa? Eu nu vreau să spun că câinii sunt ceva horror. Sau, mă înțelegeți greșit. Fac o simplă comparație, da? Un animal care are creier, dar care nu are nu știu ce mare creier. Așa am fi fost și noi dacă nu ne trebuia ce avem. Deci dacă avem și e în dotare, înseamnă că ne trebuie. Cu alte cuvinte, ne trebuie să ne folosim și mintea. Iar mintea este chakra 6. Este proiecția chakrei 6. Păi, dacă eu îmi deschid chakra 4 și rămân blocată în chakra 4 și nu mai urc să comunic pe chakra 5 și nu mai leg cu chakra 6, ce să mă mai deschid în chakra 7? Lasă legătura în sus, nici nu mai trebuie. Eu sunt deschis în chakra 4. Fuu, ce mai deschis sunt eu. Îți creezi un blocaj, rămâi deschis în chakra 4, energia Kundalini se ridică până în chakra 4 și atât. Dacă ai reușit să o ridici până acolo, o ridici, da? Bun. Dacă nu te prefaci doar că ești în iubire și compasiune și n-ai chakra deloc deschisă, dar dacă reușești să deschizi cu adevărat și devii așa de o milă din asta extraordinară, de domne, nu este bine, credeți-mă, nu toți trebuie să fie ajutați. Ca să-ți faci ție rău, fiindcă după aia l-ajuți pe altul și iei tu ce are el. De ce? Pentru că n-ai știut, că n-ai gândit, și n-ai știut că omul are și el
experiențele lui de trăit, greutățile lui de experimentat și tu vii și le iei de sub nas, așa că tu ești Zeus și poți să faci orice. Și atunci ia tu, ți se dă ție, fiindcă totul e energie. I-ai luat lui energie rea de pe el și i-ai dat energia de la tine bună. Păi faceți schimb. Și atunci te miri de ce ajungi vai de capul tot după un timp și nu mai poți și nu mai poți și nu mai poți. Și de ce? Că eu fac numai bine și ajut oamenii și păi nu-i mai ajuta, că nu e treaba ta. Ajută-te pe tine. Da? Ajută, eu nu spun aici, n-ajutați pe nimeni, fiți câini, fiți și eu ajut, ați văzut, și eu fac, mai fac, mai asta, dar cu o limită și eu am plătit când am exagerat. Și eu am plătit cu bani, n-am plătit, și cu sănătate de vreo 2 ori. Pentru că n-am fost atentă. Cumva știam că îmi trebuie să fac anumite excese de gratuități și de mai știu eu ce, dar lasă că face Anca. Ai, a făcut Anca, a plătit Anca. Da? Deci, cam așa. Că tot energie, tot se mișcă, niciodată nu stă pe loc. Nu poți să iei energia proastă de pe el, karma ce o mai avea, nu poți să o iei, să-i înlocuiești cu ceva bun și aia unde se duce? Trebuie să se ducă undeva energia aia și se duce fix la tine. Se toarce spre tine, vine la tine. De aceea se ia plată în bani pentru anumite procedee care se mai fac, care mai îndepărtează și care sunt permise, gen ritualuri, gen asta. De aia se ia plată. Pentru că altfel nu poți să înlocuiești cu nimic. Înlocuiești cu energia a banului. Pentru că energia banului este energia muncii, efortului depus sau a meritului. Eu pot să am niște bani pentru că îi merit, nu i-am muncit. I-am primit cadou. Dacă i-am primit cadou, înseamnă că i-am meritat. Deci eu, cumva, din punct de vedere energetic, mi s-au cuvenit acei bani de au venit la mine. Dacă nu i-am furat, evident. Dacă i-am furat, intrăm în altă discuție. Dacă i-am primit, pur și simplu, i-am meritat. Dacă i-am muncit, adică m-am dus la servici sau am o firmă și am muncit și așa și am câștigat banii, înseamnă că s-ai mei, am muncit. Da? I-am muncit, am depus energie, efort, fizic, mental, la, și i-am meritat. Dacă i-am meritat, sunt ai mei, este energia mea, materializată în bani. Este ca și cum ai materializa o energie, un efort al tău de orice fel în ceva fizic. Și acel ceva ăla fizic, niște hârtii, niște bani, da? Virtual sau fizici. Și atunci, tu plătești cu acea energie a ta, energia care ți se dă. Deci eu vin și iau de pe tine ceva, dar tu îmi dai bani. Adică îmi dai și tu energie de-a ta. Și atunci se echivalează, atunci eu nu mai iau rău de pe tine. Și o să spui, bine, și unde se duce răul ăla? Păi e plătit. Aici trebuie să înțelegeți că se face trischelion, se face triunghiul. Se face așa. Deci eu iau de pe tu, ai o energie proastă pe tine. Și mai ai și o energie de dat la schimb, cea a banului. Da? Bun. Și atunci faci așa, dai energia proastă către cel care îți facilitează, nu ți ia energia. Îți facilitează luatul energiei, că energia nu o iau eu, dacă fac eu. O ia Dumnezeu, îngeri, cei de sus, cei mari, că prin ei se face. Niciodată să nu spui că tu faci, tu faci, tu ești cel mai tare și tu faci. Nu faci tu, prin tine se face. Că nebunești, începi să te crezi prizmuște, dacă crezi că tu faci. Nu faci tu, prin tine se face. Și atunci tu iei energie proastă de pe omul respectiv, ca să nu intre pe tine energia aia, o balancezi cu energia banului, care trebuie să fie corect evaluată față de, cât mai corect evaluată față de ce tragi de pe el, ce se trage de pe el prin tine, așa. Și energia aia proastă se duce sus. Un cine o ia? O iau cei de sus, pentru că ce e jos s-a echivalat. Cei dintre 3D, noi în 3D ne-am echivalat energiile. Și energia aia se poate transmuta. Se poate transmuta în sus. În felul acela devine, nu-și mai găsește loc în această dimensiune și poate fi luată în sus și transformată de către, cum am spus, entități, de lumină, la la la. Dar dacă ei nu pot să o ia de pe tine, dacă tu iei fără bani. Înțelegeți? Pentru că tu, în momentul ăla, trebuie, nu ai cum. Deci legile universale nu acceptă faptul ca tu, adică e imposibil ca tu să nu înlocuiești energia pe care atunci o dai de la tine, apropo. Se dă prin tine, se ajută prin tine, dar o dai de la tine. Este o mare diferență între a lucra cu energia celor de sus, care vin prin tine și alocă o energie și o inițiere. Dacă o faci doar de la tine și nu o faci cu ajutor de sus, este nimica față de ce ajutor primești de sus când faci. Asta așa și cu un ritual de dezlegare, să spunem, da? Și atunci, ăsta este fenomenul pentru care spun unic și spun pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, că trebuie să se plătească. Nu este gratis, de-aia nu este gratis, fiindcă orice faci, cedezi o energie.
și trebuie să primești înapoi o energie ca să nu te disbalancezi. Altfel, iei de pe toți.